Stimați prieteni, azi m-am hotărât din nou să fac un video și m-am gândit eu și temă să mai povestesc la prietenii mei și m-am gândit o temă fiind permanent săptămâna asta și săptămâna trecută am citit o grămadă de articole care apar pe internet și video am privit interviuri cu oameni care au suferit în anii 1946-47 când a fost foamea Republica Moldova. Eu sunt mai tânăr, sigur că eu nu țin minte, că eu m-am născut după anii 50, aproape de 60, dar asta s-a trecut în 46-47. Și eu, având o grămadă rude, părinții, tata a fost născut în 32, la fel ține minte foamea, mama în 39, la fel ține minte foamea, era mică, nu mai vorbesc de pe ei. Eu în familie sunt cel mai mare, în familia noastră au fost 4 copii, eu fiind cel mai mare, țin minte mai bine când părinți seara, iarna, povesteau despre, noi întrebam, auzăm la bunei și inclusiv și bunei, clar că bunei au decedat mai demult, dar oricum eu țin minte istoriile lor că povesteau despre foame. Și vreau să povestesc și eu niște cazuri așa, nu din presă, nu din unde am citit, dar concret cum au povestit părinți și bunei mei ce s-a întâmplat în anii după război. Mai scurt, voi povesti primul caz despre bunei, adică părinților lui tata meu. Duc eu aminte, noi de multe ori cu părinții mei ne ducem la bunei mei. Eu sunt născut în raionul Ștefan Vodă, fost raion, cândva Ulănești. Asta se găsește și nu știe la sudul Moldovei, la graniță cu Ucraina. Satul nostru se numește Caplan. El este undeva 7 km la primul sat care se numește Stara Cazaș și încă un sat prin prejur în altă parte care se numește Curtoiarovca, 4 km la satul nostru. Noi de multe ori ne ducem pe Ucraina, după producție, acolo erau satele mai bogate, mai multe magazine și iată acolo m-am născut eu. Părinții mei toată viața și bunei au trăit în sat. Bunei mei la fel au trăit în sat, undeva de la casa noastră unei părintească, undeva era la vreo 10 minute până la dânsă. Noi în fiecare situație, în fiecare moment, nicem la bunei noastre, adică la părință. Ei aveau pământ mult, lângă casa lor era un părău acolo care permanent curgea apă, udau, aveau roadă bună, roșii, castraveți, tot. Și legat cu agricultura, tot aveam o gradă. Noi luam de la dânși permanent, le dădeau și primii ani când eram noi copii undeva, eram eu în clasa 1-a, până între 6-a, 7-a, eu dar mă țin minte că eram mai mare și nicem aproape în fiecare zi la bunei. Și bunei la masă, tând bând de un pahar de vin, părinții cu bunei acolo discutau și ei povesteau despre foame de multe ori. Ne puneau pe noi să mâncăm, spune, băi, Ionelu, ieși, mănânc și tu, o culeagă, uite, este patlajic, este piepeni, cum zicem noi, castraveț. Și noi ne alintam, aveau oi, aveau vac pe ani și ei, aveau de toate, mai scurt, vin. Și ne puneau să mâncăm și noi nu vrăiem. Da? Bunelul spune, pe bunelul îl cheamă Doroftei, pe bunica mea o cheamă Chira. Ia vă ești mâncați, ieșiți cu fratele meu, care cu 2 ani mai mic, noi ne alintam, alergam, ne jucăm, dar nu vrem să mâncăm. El zice că ei s-a fost pe timp foame, apăvei tu să te. Și iată mi-aduc aminte bunelul, de pildă, și tata povestea așa un caz de pildă. Era timp foame, da? Asta era iarna, asta a fost 46, undeva înspre 1946, înspre 47, era după anul nou, adică mi-era 47. Și dar mă tot știu din istorie că de ce s-a întâmplat foamea asta, au venit ruși și au luat toată producția, dar bunelul era mai șmecher, el a făcut armata la români, a luat și s-a pregătit dinainte, a auzit că trebuie să vie armata roșie, să strângă producția agricolă și să o iei și ei să gândeau, aveau vreo 6 sau 7 copii, au fost în familie și se gândea bunelul și să hrănească iarna familia. Avea el acolo păsări, avea. Dar oricum, numai păsări nu poți. Păsările cele trebuie să le hrănești. Și stemesc nu iei tot producție pentru a hrăni păsările. Și rămâne fără producție. El
de mai mult timp s-a pregătit într-un sarai, acolo avea așa un sarai mare, încă eu țin minte. Și-a luat și-a săpat cu tata, cu fiorii lui mai mulți, dacă au fost 7 copii în familie, au săpat o groapă adâncă, au scos pământul, a zvârlit acolo cu malul râchii, frumușel, acolo era o râpă, merge pe râu și avea unde ascunde. Și au pus, au făcut groapa și au făcut ei acolo niște scânduri deasupra și au luat tot roada aceea care o strâns-o ei, au luat și au pus-o în pământ acolo, în saraiul ceala, și deasupra au pus niște scânduri și deasupra la scândurile cele au pus fân, tot ce aveau, iarbă uscată, până în pod, așa ea, și au stupat gaura aceea ca să, dacă vine un soldat scaut, n-a să găsească nici. E clar că aveau și în pod acolo, au lăsat vreo 10 saci de grăunță acolo, grâu, orz, și mai avea el acolo de la pământul lui de cuvară, au luat și au pus el acolo. Avea un beș acolo afară, au luat și au făcut el cartofi, avea multe borcane, aveau multe producții, mi-a spus. Și când au venit soldații, au început să caute prin pești și au răsculit pștăt și au găsit tot, au luat grâu, rump, tot au țuțit prin poduri, în toate sarariile, în toate borțile au căutat și au luat tot, au lăsat acolo câte 2 saci de făină, 2 de porumb acolo, restul, au luat tot. Dar acestea care el le-a ascuns în pământ acolo și grâu, saci, porumb și multe ce avea el acolo, nu mai găsit. Și iarna, el a avut cu șirne, se băga în groapa aceea, scotea câte un sac de porumb, dădea la păsări acolo, mai scot păsările și animalele lui în purșel și mai avea el acolo, o luat și a ajuns până la primăvara, a doua an, adică. Dar ce se întâmpla în timpul ăsta? În timpul ăsta, o grămadă de oameni nu le-au dat în cap să facă așa ceva și au rămas fără producție. Și pe anii și ei toți aveau câte 6, câte 7, câte 8, chiar și câte 10 copii. Erau mari familii, trebuie mâncare. Și părinții mei, adică copiii lui Bunelu, aveau și mânca. Tăiau câte o găină, câte o cocoș acolo, câte o rață aveau. Dacă aveau și hrănie, înseamnă că e clar că el nu le-o tăie câte odată, cum au făcut majoritatea oameni. Tăiau păsările, animalele, pentru că nu aveau și le hrăni. Bunelu nu le-o tăie, s-o gândi că el dacă are până la primăvară, lui să ajungă roada asta. Pentru păsările lui acolo și pentru răți și curcani și mai avea acolo. Și vineau copiii din mahală să jucau cu colul Bunelu, flămânți, spune Bunelu, n-ai altul copii străini de pe mahala, n-aveți ceva mâncare. Și când acolo, într-o zi, vin vă doi băieți ai mitei de mahala la tata să joace. Erau, tata avea și un frate mai mic, el, și vineau prietenii lor acolo. Și când au intrat într-o casă acolo, într-o cameră, când se uită într-un lighean acolo, era niște coși de cartofi. Avea chiar acum 5 minute în urmă, m-am aruncat la gunoi. Corjele și ele. Și când au văzut copiii și corjele și ele, s-au pus în genunchi și au început să mânca corjele și ele crude așa. Bunelul spune, băi, și băi, cu voi, băi, noi n-am mâncat ea ca de vă 2-3 zile, ne-am mâncat. Ei, și atunci bunica s-a dus în bie și a scos ei acolo o tușoncă, care era în borcane pus cum era înainte, și au hrănit dinișor, corjele și ele au luat și le-au zvârlit la păsări și băieții s-au liniștit acolo. Și spuneau că ea că mama n-are cu cine hrăni, e greu, mâncăm odată în zi, pâine uscat acolo, de unde mai făină. Atunci nu erau magazine, era numai coșeie acasă. Eu țin minte că mama mie totdeauna coșeie pâine acasă. Nu se vinde pâine în sat. Asta eu vorbesc de anii 70, dar numai închipă prin anii ceilalți. Și iată așa un caz de este mai departe. Voi povesti și alte cazuri. Mi-a povestit, dar în părință. Când eram eu matur, dar aveam 20 de ani, tot părinții mei erau în viață, povesteau tot așa din timp foame. Eu tare des îl întrebam, și mâncați cu și vă ocupați. Și tata meu îmi povestea. Deci tot așa era anul ăsta, anul foamei, iarna era umăt, mare, frig. Și ei au luat și s-o pregătit de Crăciun. Dar dacă știți că cea mai mare sărbătoare la moldoveni pe timpul, și ele făceau Crăciunul. Și de Crăciun, pe data de
de 7. S-a pregătit, bunica mea a luat și o tăie gunoi cu coș, găini acolo, au făcut rășituri, cred că știți ce înseamnă rășituri. Și trebuia să sărbătorească sărbătoarea asta. Și înainte toată lumea știe că frigiderii nu erau la țară, tot chestia asta să ne îmbieși. Și copiii, adică tata meu și cu surorile lui, frață, scuzați-vă, au mâncat bine, s-au culcat, s-au pus rășiturile care au rămas, le-au dus în bieși, în casă. Era frig, fumat și da bieșul, ia ca la părinții mei, bieșul era ușa, era ia ca la mine tot de afară. De afară între în bieș. La bunel tot bieșul era drept de afară. Era ușa cu vechi și au pus el o lăcăță ca acolo, veche ruginită, adică un cuier bieș. Și-a tras un măt mare și când scoală dimineață, bunelul se duc să hrănească păsările, animale, când se uită niște urme la, până la bieș acolo. Intră în bieș, schide ușa, când se uită, toate rășiturile erau, nu erau acolo mai scurt, nici o farfie nu era. Le-au furat. Adică, au venit aceștia care, prin Mahala, care știau că iau păsări, vineau cu șerutul, e clar, totdeauna vineau cu șerutul, șereu, împrumutați-mi o două cartofi, împrumutați acolo ceva de mâncare, pâine. E clar că ei împrumutau, dar nu pot tot satul să-i întreții, că singur aveau copii. Și frate treșturile acolo, și mai aveau niște cartofi, și cartofi au frat, și ceapă au frat, ei aveau de toate acolo în bieș, ascuns așa prin coțul, prin lăț. Și nu mai aflat, sigur, că cine au furat, dar nu s-au priceput. Și tot tata povestea că o grămadă de copii decedau prin anii și prin sat. O parte din oameni care nu aveau și mânca, dacă noi eram aproape de Ucraina, au zis că se dușeau la Ucraina. O parte din oameni, dacă eram aproape de Ucraina, sătenii noștri, care erau mai tineri, se dușeau în Ucraina, Belgorod-Nistrovsk, Odessa, și lucrau ceva pe acolo, pe la cineva, și cumpărau producție alimentară de acolo, de la ucraineni, și veneau și hrăneau copiii. Suceau cu bicicletele care aveau, dar majoritatea pe jos, suceau până la Starocazași, de acolo suieau un tren, acolo era cale ferată, suceau mai departe prin orășele ucrainești, unde lucrau cu dzâurile, fășeau, eu știu și fășeau și puteau să facă iarna, că chiar interesant, nu mai țin minte, dar știu că spunea bunelu ceau pe la piață, acolo lucrau hamali, bărbați, eu știu și fășeau ei prin oraș, acolo găsau de loc. La țară e clar că era frig, zăpadă era, nu mai puteai să lucrezi tu afară, dar în oraș, în Odessa, acolo, și ea că lucrau, fășeau bănuți acolo, o roblă și de acolo cumpărau producții. Acolo vine, în Odessa, vine la piață din toată țara. În Ucraina și era mai ieftin alea. Sau și mai fășeau, îi luau terfi care aveau haine vechi de la copii, ce eu și vindeau la piață pe acolo, fășeau cu bănuți, cu bănuți vindeau terfile și alea și cumpărau producții pentru copii, multe variante. Fășeau oameni numai să hrănească familia. Și o grămadă de copii, eu zic, sunt bunăjeu, era un fel și era în tăt satul, care nu, nici nu dovede să lecuiască, o grămadă de copii au murit, chiar și un frate de-a lui, tata meu, era cam bolnav, timpul foamei și-o decedat, ea că eu la Blajeni am fost la cimitir și mi-a arătat mormântul acolo, era copil mic, nu țin minte câți ani, mai mare decât tata, adică eu știu, de prin 30 de ani, doar născut, cred că. Și a fost o leacă bolnav și doctorii nu prea erau și decedat săracul, cum s-ar zice și moșul meu. Și în sat, iarna asta era prăpăd și deu la sobă. Altă bunică îmi povestea coși de cartofi care aveau, mai împrumutau, care aveau mai mult, mai împrumutau de la vecini, de la rodic, câteva 2-3 kg de cartofi, făceau mămăligă în fiecare zi, care aveau făină de porumb. Fășeau mămăligă,
sunt și eu la alți care, cum au făcut bunelul ascuns prin diferite locuri, cartofi, alte cereale acolo, producții, și luau cojile de cartofi, le spălau ghenișor, le fierbea, mămăligă cu sare și ea că mâncau săraci cum bine, așa. Mai ales și cei care aveau mult familie, mulți împrumutau, mulți spuneau că dă ceva de lucru, numai să mă hrănești, nu-i trebuie bani, dar să mă hrănești. Și iată așa s-au chinuit tot anul ăsta, începând din 46, vara. E clar că era și sește o leacă, dar pricina nu-i seșta, dar pricina că tot roada care o strâns oameni de pe deal vara și el, în 1946, au venit mai târziu și au luat-o bolșevici, comuniști și-au dus în Rusia, în culio, știu unde dus. Și de atâta oameni au rămas la țară, mai ales că foame cea mai tare a fost la țară, care nu știe. Am mult să scrie mult, arhivele se descoperă, încă mai sunt oameni care țin minte ce s-a întâmplat anii aceia. Iată așa cazul a fost prin anii 46-47. Istoricii noștri văd că câte o lecuță descoperă arhivele, cât mai sunt în viață oameni mai care țin minte, mai povestesc ei, și acum am înțeles că sunt multe cărți, au apărut scrise din arhive, care cum au fost adevărul adevărat. Nu prea scrie presa noastră când era Uniunea Sovietică, nu prea povestea. Numai noi cât care suntem de la țară, am auzit de la bunei, de la părinți, ce s-a întâmplat în anii și de vreo 20 de ani am un vis să iau interviu de la oameni care au fost deportați în Siberia. Și tot așa țin minte, aici în satul meu natal, unde eu acum locuiesc, este un domn care a fost deportat tot prin anii și aia, prin 49 până în 52, care îl cheamă Vasile Busuioc și l-a invitat odată vreo 10 ani în urmă la mine. Avem o videocameră, slăbuță, așa cum am atins, este camera și da, este. Și l-am dus eu în casă, l-am cinstit cu un pahar de gin și pun camera, zic, hai băi, Vasile, eu te-am invitat, nu pur și simplu să te văd, dar te-am invitat să povestești despre foame și despre deportările care au fost atunci, care tu ai fost deportat. El este născut prin raionul ăsta, Craiuleni, pe aproape Chișinăului. El ne-a povestit, dar fără cameră. Și nu m-am pus camera să-mi povestea, să scriu pe cameră, dar el spune, nu, eu nu sunt pregătit, eu nu pot să spun, așa. Eu îi spun, băi, Vasile, băi, te rog, e frumos, ești povestește, băi, să scriu la cameră, cum ai vorbi cu mine, așa. Nu, și altă dată, când să mă pregătesc, mai scurt, am oprit camera și el mi-a povestit istoria asta a lui despre foame, despre deportări, doar deportările au avut după foame, au fost prin 49, trimis în Siberia a doilea partid de oameni și ne-a povestit, dar cu părere de rău nu pot să n-am informația că amul el e bolnav, e bătrân, dar mare, știu, 80 ceva de ani, nu știu cât are precis, cu 2 ani urmă mai vedem pe autobuz, acum n-am mai văzut loc și iată așa și visul meu nu s-a îndeplinit. Da, una când povestește omul care a suferit și una când povestește de-al de mine care eu povestesc istoria la altul. Nu e interesant așa și oamenii pot să nu creadă, spui că alcătuiesc din asta. Iată așa, amintirile mele sunt numai de la bunici, la părinți, la rudele mele care am povestit eu. Istoria are asta cam scurtă, dar sincer vă spun că așa au fost, cred, bunici și părinții mei. Aici termin istorioara mea scurtă și vă zic la toți pe curând și la revedere!